Atunci când un copil desenează o mașină, o desenează așa. Capota lungă, spatele scurt, profilul atletic. Noi adulții numim asta Gran Turismo, GT. O specie de mașină pe cale de dispariție. Va dispărea pentru că oamenii nu mai știu să conducă și nici nu-i mai interesează, pentru că Google și Apple și Tesla au spus că să mergi pe stradă reprezintă un pericol public, pentru că mașina nu va mai fi altceva decât un recipient menit să scare fizicul de la punctul A la punctul B. Va conduce pentru tine, va reacționa pentru tine, va gândi pentru tine. Dar tot acest viitor digital mi-a fost tulburat de o nălucă picată dintr-o lume analog, fix de unde mă așteptam mai puțin, de la Kia. Stinger este vinil și nu Spotify, dar asta nu îl împiedică să se bucure cu măsură de toate avantajele erei digitale. Mașina are trei versiuni de motorizare, un 2.2 diesel foarte civilizat de 200 de cai, un 2.0 turbo benzină de 255 de cai și un V6 3.3 turbo de 365 de cai. S-o luăm pe rând. Am început cu dieselul, care trage curat și liniar, asta și grație unei cutii de viteze în 8 trepte, dezvoltată in-house, și care se găsește pe toate cele trei modele. Asta este o decizie interesantă din partea Kia. Nu este puțin lucru ca în anul de grație 2017 să dezvolți tu însuți o cutie de la zero. Bun, să revenim la dieselul nostru. Are cam tot ce-ți poți dori de la o mașină de drum lung, confort și putere. Este silențioasă la interior, liniară la accelerare și ai posibilitatea de a-i schimba dramatic comportamentul în moduri de la eco și confort până la sport și sport plus. Mașina trage fără să crâgnească și am chinuit-o vreo 20 de minute pe circuit în modul sport plus. Reacții mai rapide ale cutiei, o suspensie ajustată corespunzător și un comportament general suficient de agresiv pentru un grand tourer. Dar în principiu, sensul acestei motorizări este acela de a fi un compromis echilibrat între consum și viteză. Dar dacă vrei să o scoți din zona ei de confort și știi cum să faci asta, mașina are resurse pentru a fi agresată. Confort, aveam 135 acum. Motorul. Retrogradarea aia de care ziceam, face retrogradări la ture mari. 110 și nu-ți pare, chiar nu-ți transmite o siguranță și faptul probabil că e și silențios și interior abitacul este 95-103. Are un pic, e clar că se înclină un pic în confort și așa e și normal până la urmă, dar totuși linele sunt foarte curate și foarte precise. În momentul în care vom trece pe Sport Plus va apărea un pic de subvirare, probabil, datorită faptul că greutatea se pune un pic mai cu un pic de interziere. Cum reacționează cutia? Din punctul meu de vedere, reacționează foarte bine. Uite, 3500 de ture a retrogradat fără nicio problemă și viteza care schimbă este, din punctul meu de vedere, uite, trecem în modalitatea Sport Plus, care controlele sunt dezactivate, ca să vedem schimba dinamica. Se simte mai rigidă? Da. Dar tot rămâne confortabil, asta mi se pare foarte ok. Frene sunt ok. Trebuie să luăm în considerare și faptul că are eu pe jos avem Conti și nu sunt aproape de circuit. 168. Transfer de masă foarte bun. Dar n-avea impresia că mergi cu 168, asta mi se pare tare. Un pic de subvirare, de momentul în care pui gaz, mașina începe să transfere spate și fața chiar te trage în interior și face treabă. 4x4, BVD-ul asta mi se pare foarte ok. 155, frânare. Închide, aici da, ne-a exagerat. Neașteptat de da, bine. Da, da. Chiar mașina e foarte lineară, ce ziceam și înainte. 135. N-am și uite, aici încercăm să exagerăm un pic. Spatele rămâne fix. Aici în virajul ăsta de obicei alunecă mult circuitul ăsta. Și nimic, ai zis. Nu face, nu scârțe roțile, zice surprinzător. Față de altele din clasă? Cum ziceam, motorul
Este foarte liniar, dar mi-ar plăcea să fie un diesel mai puternic. Pe de altă parte, dacă luăm în considerare, de exemplu, seria 4, care a mers și mult în circuit, motorul diesel pare mai puternic, dar la viteze suntem tot acolo. Asta înseamnă că practic șasiul de la mașina asta că îți dă tot o încredere și este roliu asta. Ne-a uitat de frumos că nu are roliu de fapt. Să trecem acum la perla coroanei, V6-le de 3,3 litri și 365 de cai. Echiparea superioară era previzibilă. Jante pe 19 inci, echipate cu frâne Brembo. Bune să oprească un mărfar, dar potrivite pentru o mașină care în specificații are un sprint de la 0% în aproape 5 secunde. Măiculiță? Dar asta e năpraznică. Sigur, 3 litri, 3, este o mașină că îți dă satisfacție și din punct de vedere sportiv. Dieselul este un motor foarte liniar, e clar, nu este agresiv, este un motor care îți permite să călătorești foarte confortabil. Băi, a fost surprinzător de plăcut mașina. Ce ne-a impresionat pe toți și pe colegii mei este dinamica mașinii. Direcție foarte, foarte bună, intuitivă, transmite foarte sincer volanul. Frenele și interiorul. Interiorul mi se pare foarte, foarte frumos pentru o mașină cu un preț de genul ăsta. La articolul postat de noi pe site cu câteva zile în urmă, am primit fel de fel de comentarii, dintre care recurente au fost cele legate de asemănarea cu mărcile germane. Păi asta nu ar trebui să surprindă. Mașina a fost desenată de Peter Schreier, bine cunoscut în piață pentru Audi TT și nu numai, și de designerul Kia Gregory Guillaume în studioul Kia din Frankfurt. Parte de inginerie a fost făcută de Albert Biermann, fost vicepreședinte al diviziei M de la BMW. Cred că sunt recomandări suficiente privind pedigriul acestui GT, dar partea cea mai surprinzătoare nu vine din zona de design sau inginerie, ci din zona economică, de preț, unde coreenii se dovedesc încă o dată imbatabili. Gama de prețuri pleacă de la 33.000 de euro, terminând cu versiunea de top, full option, la 40, în jur de 48.000 de euro. Prețurile conțin TVA și... Așa cum v-am spus, apropo de poziționarea în piață și raportul de calitate-preț, noi ne-am propus ca Stinger-ul în toate variantele lui de motorizare să se poziționeze undeva la 65% din prețul competiției. Kia Stinger este o mașină pe care, dacă știi să o apreciezi, îți va întinde un zâmbet de la o ureche la alta. Este înviorător să vezi cum un producător neașteptat, fără tradiție în zona sport sedan, merge împotriva curentului și a logicii generale, refuzând să fie dumb. Închei prin a spune că suntem conștienți de faptul că acest canal de YouTube este dedicat tehnologiei, dar astăzi tehnologia nu mai reprezintă o nișă accesibilă doar unor inițiați. Tehnologia se află acum în ADN-ul tuturor produselor cu care interacționăm, iar Stinger Gran Turismo nu este o excepție. Este de fapt cea mai bună dovadă a faptului că tehnologia poate fi pusă la treabă în mod inspirat, fără ca mașina să-și piardă identitatea și personalitatea.